Ministrul Justiției nu duce grija zilei de mâine. Tudorel Toader încasează o pensie colosală, iar pe lângă asta, potrivit declarației de avere, deține mai multe case, terenuri și mașini. Astfel, veniturile anuale ale Ministrului Justiției ajung la sume greu de imaginat pentru oamenii cu o situație materială normală. Tudorel Toader a obținut anul trecut 327.000 de lei numai din pensii. Asta înseamnă că ministrul justiției primește lunar o pensie de, țineți-vă bine, peste 27.000 de lei. La aceasta se mai adaugă și alte venituri. Salariul de ministru de 120.000 de lei anual plus 70.000 de lei anual pentru că este membru CSM. Pe lângă acestea, Tudorel Toader a mai primit 3.600 de euro din chirii și 6.600 de lei din drepturi de proprietate intelectuală. Dacă ne uităm în declarația de avere a ministrului Justiției, vedem că Tudorel Toader are aproape 8 hectare de teren agricol și forestier în județul Vrancea, un apartament și două case în județul Vrancea, două apartamente și o casă în Iași și trei mașini, Volkswagen Passat, Audi Q3 și Volkswagen Touareg. Tudorel Toader are și două credite, unul de 70.769 de euro și altul de 50.000 de lei. Scenă revoltătoare la liceul din Dolhasca, județul